O poveste vreau să vă spun despre biblioteca mea de peste drum. E micuță, dar drăguță, cu decor și grădinuță. Dar când intru, ce minune! Chiar acum le spun pe nume. Cărți cât hăul și părăul, internet în orice colț și un motan frumos, mițos. Dar copii sunt o mulțime și cu toții o duc bine. Unul este croitor, altul e la calculator. Doi dansează, trei pictează, patru aplicații la tablete explorează. Acum liniște vă rog, să reauzim povestea e în top. Dar eu ca un cititor fidel nu mă dau bătut în niciun fel. Cu Marcel German m-am întâlnit, universul paralele le-am descoperit. Cărțile din bătălie m-au întărit și sunt acum un cititor călit și auzit. Călit pentru că sunt citit și pe biblioteca Nicolae Titoescu o am ca ghid. Auzit pentru că chiar acum povestea mea v-am povestit.